Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este doamna Mariana Cotoi, director general al Casei de Comerț Unirea. Sărut mâna, doamnă! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! V-am invitat pentru că subiectul Casa de Comerț Unirea timp de, iată, aproape 5 ani, se împlinesc anul acesta în decembrie, 5 ani de când a fost înființată, sigur, a fost un subiect pf, aprins ceva controverse, sigur, păreri pro, contra. Ce vreau să vă întreb astăzi și să avem o discuție extrem de pragmatică și aplicată e unde este Casa de Comerț Unirea în acest moment și poate învățând și din greșelile trecutului ce poate face de acum înainte, atât pentru producător cât și pentru consumator. Haideți să vedem de când ați preluat dumneavoastră mandatul de director general față de ce a fost înainte sau, mă rog, față de ce ar fi trebuit să fie. E un moment important că în acest moment Casa de Comerț Unirea este pe profit. Cum ați reușit și ce a însemnat până la urmă care au fost obiectivele, ce a însemnat această strategie pe care ați implementat-o din momentul în care ați preluat mandatul de director general. Da, așa cum a spus dumneavoastră, Casa de Comerț Unirea a fost înființată printr-o hotărâre de guvern în anul 2018. A avut o perioadă foarte scurtă de funcționare, aproape un an de zile. După aceea, a avut activitatea suspendată până la nivelul anului 2022, în luna martie. Eu am venit în august anul trecut și am avut la dispoziție câteva luni de zile ca să o putem scoate pe profit. Spun, vorbesc la plural, pentru că. Aici am avut sprijinul în totalitate al reprezentanților din Adunarea Generală acționarilor și Consiliul de administrație. Și am lucrat cot la cot și al domnului ministru, bineînțeles, care a fost necondiționat lângă noi. Era și proiectul. Era proiectul dumneavoastră de suflet. Să zic, al da, și am avut tot sprijinul Dumnealui. Casa de Comerț fiind o societate comercială cu capital societate integral națională. de stat. nu? Da, societate națională unde Ministerul Agriculturii este acționar unic. Okay. Am preluat-o în august, exact. am preluat-o fără un buget aprobat. Aveam la dispoziție, așa cum v-am spus, câteva luni de zile, adică septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, patru luni de zile să aprobăm un buget și să o scoatem pe profit, fiind de ultimul an în care se mai putea scoate pe profit ca să nu se desfințeze. A, deci risca desfințarea. Risca desfințarea la propriu, exact. O, adică nu El... e doar o... nu. un cuvânt așa ca să sperie da. lumea. Adică era riscul de desfințare era. Da, neam. pentru că de la înființare până anul trecut nu a fost niciodată pe profit. Uh -huh. Aveți o explicație de ce nu s-a întâmplat asta? Păi, uh, acum, uh, ce să vă spun? Eu am explicația mea, uh -huh. uh, fiind o societate națională atipică, pentru că uh, la nivel național nu mai există o astfel de societate în care să te poți inspira oarecum din experiența celorlalte societăți atunci a fost foarte, probabil, foarte greu să ai o viziune de management adecvată și doi la mână, datorită probabil viziunilor politice diferite, bașca mai veni și acea suspendare a activității Casei de Comerț Unirea. Datorită acestei suspendări au fost a fost o concediere colectivă care a presupus mai multe lucruri, acolo cheltuieli, neavând venituri din exploatare, clar că pierderea adică a fost predictibilă. Lucrurile au mers din mai rău, nu? Exact. Exact. Și factorul uman, spuneți, că a contat acolo, nu? Adică... A contat, eu spun că da, eu cred că și managementul managementul însemnând ceea ce spuneam la începând director Consiliul de Administrație și Aga și bineînțeles ministru. Pentru că acolo din câte știu sunt și niște plângeri și la nivel administrativ și la nivel penal în, în, în fine vestea e că până la urmă lucrurile se vor califica la ce a însemnat activitatea casei din 2018 decembrie. Până în august 2022, 22. când ați preluat dumneavoastră da. mandatul și ați reușit să o, re, să, zicem, să o relansați. Activitatea să nu fie întreruptă, suspendată, riscul de închidere la propriu să dispară. Și deja anul acesta am văzut și niște contracte nu? între producători, cooperative și CASA pentru a livra legume, în special, așa, nu? în supermarket. A, așa este. Deci anul trecut, când am preluat-o, să știți că ne-am dat seama toți că este o foarte mare provocare. O foarte mare provocare. Avem, aveam două variante, nu aveam o cale de mijloc. Să renunțăm în primele zile, văzând care este situația de acolo, sau să punem umărul și să demonstrăm că Casa Unirea va ajunge acolo unde trebuie și, -și va îndeplini rolul pentru care a fost creată. Și, am și am care este acest rol? Varianta a doua. Poate, da. poate lumea nu știe exact care uh, e rolul până la urmă, sau da. cum vedeți dumneavoastră rolul da. Casei de Comerț? Uh, Casa de Comerț Unirea, și vreau să spun aici ca să se înțeleagă, bugetul Casei Unirea se aprobă printr-un ordin semnat de trei miniștri. Ministrul Agriculturii, Ministrul Muncii și Ministrul de Finanțe. Uh, am făcut un buget. Am reușit să-l aprobăm, să-l avem un buget aprobat undeva în a doua jumătate a lunii octombrie. Anul trecut. Anul trecut. A fost o muncă titanică. Vreau să vă spun că pe... am stat în minister, stăteam în minister cu Consiliul de Administrație, cu AGA, cu domnul ministru de multe ori de dimineața până la ora 1-2 noaptea. Dar am reușit să scoatem la liman și să avem un buget aprobat și cu la fel cu niște eforturi considerabile am reușit ca în două luni de zile să o aducem pe profit cu mențiunea că nu am făcut angajări, pentru că orice angajat însemna o cheltuială în plus. Consiliul de administrație a prestat activitatea fără niciun fel de remunerație. Nu s-au făcut majorări salariale, deci adică ne-am limitat la minim, minim uh, posibil. Și am reușit să scoatem uh, un profit de 2.100.000 de de lei și o cifră de afaceri de 460 de de lei care a provenit din care a, care a provenit a din uh, uh, intermedierile pe care le-am făcut între producători și consumatorul S-a întâmplat final... de anul trecut? S-a întâmplat mm -hmm. de anul trecut, din luna octombrie, de când am avut bugetul aprobat. Și la... ce tip de produse ați intermediat? Uh, în primul rând, legume, fructe, mm -hmm. dar nu numai, pentru că Casa Unirea nu se adresează doar segmentului de legume, fructe. Casa Unirea se adresează în tot. La tot ceea ce înseamnă produs agroalimentar. Adică aici e un pic imaginea asta că ar fi doar zona de legume, fructe. Sigur, e o zonă importantă, dar nu, nu ne limităm doar la asta. Da. Nu? nu. Și vreau să vă spun că, așa cum spuneam, că noi nu avem un exemplu după care să ne, să ne luăm pe piață, să luăm un exemplu. Vreau să vă spun că Casa Unirea funcționează ca și o societate comercială în același timp este o societate națională de interes național în domeniul agroalimentar, dar funcționează ca și o societate deci ca un ESA, comercială, ca, un, exact. ca o firmă ca oricare alta. Nu exact. se supune exact. legislației cu privire la care activitatea trebuie să, societăților. Se, să și susțină Activitatea uh, curentă, de, cu tot ceea ce înseamnă cheltuielile și aferente desfășurării. Mai ales că itentii. mă gândesc că miza cu profitul e importantă, fiind totuși o, o, o societate unde statul, prin Ministerul Agriculturii, este acționar, că vine uh, Curtea de Conturi și vă întreabă ce ați făcut cu banii contribuabilului român. Adică miza de obține profit, chiar și un leu acolo, din orice tranzacție, din orice activitate. E capitală, nu? E o, e o, e o miză foarte importantă. Aveți, aveți dreptate, este o miză. Este o miză din două puncte de vedere în viziunea mea. Odată dată că Casa Unirea vine cu niște pierderi din trecut uh -huh. și ca să poți să, să faci investiții trebuie să recuperezi pierderea. Este legea contabilității care n-am inventat-o noi. Și doi la mână, da, așa este profitul, pentru că atunci când te e, faci o prima analiză a oricarei societăți, e, te uiți la cifra de afaceri și profitul pe care îl are. Dacă nu are cifră de afaceri și nu are profit, deja nu mai este interesantă pentru nimeni, adică nu mai prezinți încredere. Cu atât mai mult cât tu reprezinți e, statul, nu este în regulă dacă nu ai profit și cifră de afaceri. Deci spuneți că uh... În mandatul dumneavoastră, activitatea Casei de Comerț Unire a, a rupt-o un pic cu trecutul, să zicem așa, e, și în acest moment vorbim de o activitate 100% business oriented, nu? E, da, așa este. Acum, n-am rupt-o în totalitate, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, mai avem din spate niște lucruri care trebuie clarificate, clarificate, rezolvate, rezolvate, rezolvate închise, închise cum... da. Dar da, noi am venit cu o altă viziune și sper că în cel, în cel, mai scurt timp să ajungem acolo unde noi ne dorim. Câți producători? Aveți o estimare cam câți producători sau cooperative au beneficiat de serviciile Casei de Comerțunire de, din octombrie, cum spuneați dumneavoastră? Până în prezent, vorbim deci de în, zeci, de sute. În momentul de față nu, nu, nu ne adresăm doar cooperative. Mm -hmm. În momentul de față, cred că avem peste 200 de contracte semnate. De... Și aici vorbesc cu cooperative, cu procesatori, cu distribuitori, cu mai multe. Aveți și zona de industrie alimentară, nu? Da de colaborați. Da. Nu? da, tot. Tot. Noi putem, fiind o societate comercială, să ne adresăm tuturor producătorilor români. Nu doar legume, fructe, aici vorbim și de mezeluri și de lactate. Putem interveni în, pe, o perio pe un timp mediu și lung în segmentul de îngrășăminte, de semințe, de pesticide, de combustibil. Deci, practic, sunteți o casă de comerț. Cumpărați și vindeți în numele statului român. Și în, mărfuri, și în sprijinul producătorului, mărfuri care au legătură cu zona agroalimentară. Nu? Da. Avem o cerere foarte mare și din partea producătorilor și și așteptări în același timp foarte mari din partea dumnealor și nu numai al dumnealor și a consumatorului final. Consumatorul final până la urmă. Suntem noi cei care mergem Sigur. cu coșul în diverse magazine și ne facem aprovizionarea. Sigur că mai avem foarte, foarte mult de lucru la partea de distribuție, la partea de a stabili diverse colaborări, cu, nu doar cu retailerii, pentru că este foarte greu și acolo, greu din mai multe motive, pentru că atâta timp cât nu ai o cantitate constantă de marfă, nu ai ambalată, nu ai sortată, etichetată așa cum se cere. E greu să. Este greu. Să-ți păstrezi relația cu supermarketurile și, într-un fel, e un punct de vedere pe care îl putem înțelege și noi, dacă am fi în locul lor. La fel ne-am dorit pentru că consumatorul cere asta, nu? Corect. Plus că și ei, la rândul lor, la sfârșitul lunii, se uită la partea de profit, Sigur. și în momentul în care produsele noastre, chiar dacă sunt foarte bune, dar vine multă marfă din export la prețuri mici, aici nu vorbesc de calitate, mm -hmm. atunci se preferă acea marfă. Și noi dorim, și în acest sens, să venim în sprijinul producătorilor. Ați văzut că recent, domnul ministru al agriculturii Florin Barbu a anunțat construcția în primă fază a șase depozite pentru colectarea legume, fructe. Și eu spun că este un lucru extraordinar de bun, de binevenit. Noi aveam deci nevoie. Deja e o, este o direcție. O continuarea unei da. strategii și e o direcție, acum sigur să vedem și legumicultorii cum se vor organiza și cum se vor asocia, dar este evident că aceste depozite regionale, dacă mă amintesc, era o discuție să fie chiar în PNRR cu bani europeni. Din păcate, din diverse motive politice, ba da. au apărut, ba au disp ca și cu irigațiile, e exact același lucru. Ba le avem, ba nu le avem în PNRR și la final ne-am trezit că chiar nu le avem, a fost confirmat. Se fac cu. e investiție publică, nu? Cu bani de la. Da, stat. cu bani de la stat. Casa de comerț proprietarul, să zic așa, este cel care va, Casa va de face lucrarea, va plăti cum ar veni pentru lucrare. Nu? Da, așa este. Casa de comerț, care de fapt reprezintă statul român, uh -huh. va fi proprietarul acestor depozite. Vedeți dumneavoastră, de exemplu, în Polonia au peste 50 de astfel de depozite, de aceea ei, vedeți, bat, sunt în top. Da, da. Nu -i chiar bate și cu da. occidentale, mult mai consolidate economic, fac față pe zona agroalimentară, sunt o putere europeană în acest moment. Pentru că în momentul în care tu, ca stat, deții asemenea depozite, la un moment dat, dacă apar mari discrepanțe, în ceea ce privește nevoia sau prețul la diverse produse agroalimentare, tu Intervin. poți să, să echilibrezi cantitatea și prețul dacă ai cu ce. Deci, și în prima fază, șase depozite. Am înțeles că în bazinele legumicole importante, nu? Da. Da. investiția care este cifrată la câteva milioane de euro, nu? Pentru un Noi am noi am lucrat la un concept. Am lucrat la un concept împreună cu Consiliul de administrație, cu AGA, cu domnul ministru care este ca un tăvălug, adică este practic aplicat nu stăm mult pe gânduri, deci rezultate da, imediate. rezultate imediate dacă se puteau ieri și atunci au început, am a apărut această primă formă de concept acestui depozit, urmând ca să trecem la partea legală de a selecta proiectantul, constructorul și așa mai departe. Deci, un de depozit papariteri. care va fi cu tot ce trebuie pentru ca legumicultorii să-și poată valorifica la maxim marfa pe care o vor da. livra acolo. Discutăm despre ce înseamnă perspectivele de dezvoltare și cum poate ajuta Casa de Comerț Unirea pe producătorii agroalimentari români în viitor, în continuare, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu doamna Mariana Cotoi, director general al Casei de Comerț Unirea. Vorbeam, doamna Cotoi, înainte de pauză de depozitele regionale. Am înțeles că de anul viitor va începe construcția, cel puțin în primă fază. Vorbim de șase depozite în această fază 1 depozite care au tot ce trebuie în termen de dotare pentru, pentru legumicultori și foarte important a spus și ministrul agriculturii Florin Barbu că vor avea și aceste depozite vor avea și o cameră specială în care legumele se poată fi testate în care să se poată identifica rezidurile de pesticide, dacă sunt în normele legale, și așa mai departe. E o zonă importantă și sensibilă pentru consumator, nu? Da, este foarte sensibilă și este foarte binevenită această idee. O credibilitate. Da, în pentru plus. că cum ar fi ca tu, o societate națională a statului român, să livrezi în piață Sigur. legume și fructe care depășesc Sigur. cantitățile admise? Și în felul acesta, probabil că ne și autoeducăm. Sigur, sigur. E o presiune și pe da. producător. Și și pe și noi, urmă, în același stă timp. Și producătorul producătorul da. liniștit, că știe că tot ce livrează la casă este verificat și nu mai are nicio bătaie de cap. Și retailerul, la fel și consumatorul și, co și toată sigur, lumea. Deci este sigur. este o zonă se creează o zonă de confort, dacă pot să i spun așa confort în ghilimele pentru toți factorii implicați. Deschiderea cel puțin în faza de discuție este totală în acest moment. Adică dacă există un producător de legume, de fructe din zona de procesare, nu știu, de carne, de uh, conserve, vă poate contacta, nu? Și să vedeți dacă există asemenea o, o posibilitate de colaborare. Nu? Categoric, categoric și noi lucrăm în acest moment la, în relația cu producătorii la anumite produse agroalimentare pe care dorim să le introducem în piață, produse noi, cu sigla Casa Unirea și nu doar Casa Unirea, și producătorul. Pentru că mie mi se pare corect ca pe orice etichetă să apară și producătorul, pentru că este munca lui, este conceptul lui și mândria lui până la urmă. Deci, cei care sunt interesați pot intra, există un site, din câte știu, nu? Da, Găsesc avem o pagină, acolo Datele da. de contact, oricum. Da. E, da. e relativ simplu să, să vă găsească, mai ales că sunteți o societate, reprezentată, o societate comercială și, evident, comunicarea e foarte importantă. În zona de industrie alimentară colaborați deja cu producători din zona de uh, carne da. din zona de conserve există deja da. o colaborare. Există. avem pe lactate, pe carne, uh -huh. pe mezeluri, cu abatoare pentru că noi uh, intervenim în sprijinul uh, de exemplu, al producătorului luându-le materia adică mă rog leguma fructa uh -huh. ce uh -huh. rezultă da, din da. activitatea dumnealor lucrăm și cu abatoarele de unde luăm materia primă și, unde și o dăm la procesatori procesator. da, de la procesatori luăm produsul finit și îl dăm la distribuitor. de asemenea avem distribuitori foarte mari, foarte puternici, care fac exporturi Ar, foarte mari în afară. Deci, deci aveți distribuitori cărora le livrați marfă și care fac export da, în acest da, moment? Da. Foarte Am important. interacționat cu ei, au fost de acord și, pe lângă produsele pe care ei le exportă, cu care aveau deja contracte ferme. Tot timpul le promovăm și le recomandăm să încerce să, pentru export și cu alte produse, și este un succes. Și, practic, toată această activitate economică generează un profit uh, mic, dar în mod cert uh, care apare identificat în registre și care vă permite să vă desfășurați activitatea. Da, așa este. De fapt toate informațiile financiare sunt publice, sunt publice. se regăsesc pe, uh -huh. pe site-ul societății. Bun. Pentru că era ideea aceasta că Casa de Comerț Unirea cel puțin în ultima perioadă se referă exclusiv la o relație între producători de legume, fructe și supermarket. E o relație importantă dar nu se rezumă doar la asta. Deci, practic, cu dumneavoastră pot intra în colaborare toată gama de producători, toată gama de produse uh, agroalimentare, nu? Da, așa este. Așa cum discutam mai, mai devreme, la retailer nu putem introduce toate produsele românești, din păcate, pe care le avem pe piață. Dar chiar cu retailerii, cum e relația? Că este o bă, relație bună, sigur că se mai oamenii poate... se plâng așa cum se e, mai amestecată și cald și rece. Se mai, poate, se mai poate îmbunătăți, mai este încă de lucru, dar pentru că mie nu-mi place să... Așa sunt eu. Nu-mi place să mă duc într-o singură direcție. Și nici să stau la uși cu nemiluita ca să se deschidă și să ți se ofere cu, mm -hmm. cu, picătura. cu picătura. Lucrăm la crearea o rețea de magazine românești, pentru că, din nou, spun, din păcate, așa cum spuneam și la depozite, dar acum se materializează. Cred că suntem printre puținele țări care nu, aveam o re nu avem o rețea de magazine la nivel național. Deci, strategia dumneavoastră include și deschiderea de uh, magazine, adică intrarea și în zona de retail. Că știu că a fost o discuție la un moment dat dacă e bine casa de comerț să rămână doar cu zona de intermediere, să zicem așa, sau să meargă și mai departe cu, acestea, cu această rețea de magazine. Din ce îmi spuneți? E o idee pe care nu ați abandonat-o. Nu? nu am abandonat-o și chiar lucrăm la ea, pentru că dacă nu-ți creezi acel lanț scurt, uh -huh. nu ai cum să supraviețuiești și să-l ajuți pe producător. Și zona de retail, ce înseamnă? Magazine mici? Uh... Magazine de, de toate felurile, și de, când spun de toate felurile, noi uh, uh, acum suntem deschiși la o colaborare, la parteneriate cu magazine deja existente care să lucreze, pentru că noi avem deja, am creat și un concept, așa cum avem conceptul pentru depozite, avem și un concept de magazin, Casa Unirea. A, în care spațiile de retail existente pot intra în colaborare cu dumneavoastră. Nu? Exact, pot intra în colaborare. Inclusiv cu... în zona de vânzare și distribuție angro? Da, inclusiv în zona de vânzare și distribuție angro. Și nu numai. Vedeți că acum la mare modă este comerțul online lucrăm și aici, Lucram și aici da? pe, pe la acest uh, capitol. Deci avem planuri uh, mari pe termen mediu. Deci și practic port. vreți să recuperați uh, acest uh, handicap, din ce spuneți că suntem singura în țară din zonă care nu are o rețea uh, de magazine românești Românești. românești. Cu capital. Da. Uh, Sunt magazine românești pe zone, pe dar dar nu o rețea care națională. Nu o rețea națională unde vedeți casa, hai să zicem, peste 2-3 ani, dacă toate proiectele acestea merg, hai să zicem, de nota 8, de nota 10, da, de nota 8, unde va fi casa de comerț unirea peste 2-3 ani? Eu în 2-3 ani de zile văd casa de comerț unirea ca principalul vector care poate decide tot ceea ce se întâmplă în sectorul agroalimentar. Uh -huh. În sensul de, încă o dată spun, de nevoie de. și aici putem stabili o predictibilitate, încă o dată spun, pe consumul intern, pe ceea ce putem da la export, pe ceea ce putem importa pe o structură corectă a culturile, un asolament corespunzător, să nu mai punem de capul nostru câte... Am văzut că inclusiv e o discuție de a intra într-un parteneriat cu Egiptul. Acum ne ducem din zona, să zicem, de produs alimentar și mergem în zona agricolă, de cultură mare, 100%. Există un parteneriat sau o discuție, de fapt, despre un potențial parteneriat între România și Egipt, România să livreze uh, produs agricol, cereale în speță, și Egiptul să livreze uh, îngrășăminte sau alte, să zicem, care uh, pe care România, din păcate, nu le mai produce. Care e stadiul discuțiilor pe acest parteneriat și dacă acest model, până la urmă, asta e întrebarea mai importantă, îl vedeți funcțional pe viitor? Da, îl văd funcțional și, într-adevăr, Casa Unirea poate fi uh, principalul vector în partea de uh, comerț exterior, în ceea uh -huh. ce înseamnă produsele agroalimentare între statul român și terțele state interesate. De când am venit eu de anul trecut, din august, au fost destul de multe vizite oficiale la Ministerul Agriculturii, manifestând un interes deosebit pentru produsele alimentare pe care noi le avem. Și uh, o deschidere și o încredere foarte mare în Casa Unirea, pentru că ea reprezintă o instituție a statului. Și, automat, când vine cineva din afară. Uh, Preferă să discute cu o entitate a statului în primul Inclusive și în primul în zona rând. exportului de ovine am înțeles că se poate implica iarăși casa de comerț Exportul de animale Anim vii care vin e o zonă vin. importantă pentru, și din 2020, pentru zootehnia românească Și din 2025 probabil pe carcasă Pe carcasă că, pentru că, că există da, și Vor fi și interdicții sunt, Și sunt da, investiții da, în, în zootehnie în acest moment în procesarea din zona zootehnică de a de a crea aceste uh, unități da. care să livreze carcasa refrigerată. Avem foarte multe abatoare la nivel mm -hmm. național cu care putem stabili parteneriate, putem uh, mm -hmm. mulți procesatori cu care vom stabili parteneriate, deci se pot face lucruri, mult se poate face. Deci, din ce îmi spuneți, practic, casa nu încearcă să ia rol, locul și să preia rolul nimănui din niciunuia dintre actorii de pe piață în acest moment, ci mai degrabă să vină acolo unde lucrurile nu sunt 100% funcționale. Nu? Da, da, așa este. Pentru că a fost discuția aceasta și evident și retailerii se întrebau dacă nu deveniți un concurent iarăși zona de intermediere se întreba dacă nu deveniți un concurent până la urmă din ce îmi spuneți încă e loc și încă sunt producători care nu reușesc să ajungă cu, cu marfa în, Acuma, în, în da. zona de desfacere. Sunt oportunități la nivel național și internațional pe care România nu le fructifică. Acum, asta cu concurența, eu nu prea sunt de acord pentru că, în primul rând, noi trebuie să facem ceva pentru noi ca români. Bun, dar am învățat la școală până la urmă. Da. Concurența e foarte bună, adică este. În economia de este. piață în capitalism. Da. Da. ne Dorim concurență. Așa este. Sigur, concurența neloială acolo e o problemă, dar dacă e loială, concurența e de dorit, nu? Corect. Deci veți fi un partener că până la urmă văd că colaborați și cu retailerii, și cu zona de distribuție și cu producătorii. Colaborăm, colaborăm cu oricine, uh -huh. care poate veni în sprijinul producătorului român, cu oricine care lucrează corect, transparent. Care, până la urmă, plătește un impozit pe profitul pe care îl face, și contribuim cu toții, în acest fel, la creșterea PIB-ului. Și mâncăm și alimente sănătoase. Doamna Director General, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise. Punem punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!